Bună seara, prietenie! Bună seara, dușman Costi Mihai, sunt și ne revedem la o nouă ediție Emisiunii Sport Show aici pe Columna TV, o nouă ediție dedicată Chindiei Târgoviște. Așa cum am titrat, avem o întrebare la care așteptăm răspunsul. Unde sunt sponsorii Chindiei Târgoviște? Mai ales că am anunțat, a fost adoptată acea ordonanță de urgență cu adăugările de rigoare și un alineat 18 prin care valoarea totală a finanțărilor nu poate depăși 3% din suma reprezentând cotele defalcate ce revin bugetului de stat. Este un punct introdus recent, un punct care bulversează puțin proiectele sportive din banii publici. Tocmai de aceea Chindia Târgoviște trebuie să se reorienteze și să caute parteneri financiari din zona privată. Chindia, care a debutat modest cu stângul dezamăgitor, a pierdut 1-0 în debutul noului sezon de Liga 1 la Puliaș, în condițiile în care adversarul a avut doar 4 rezerve, dintre care 3 jucători de câmp. O situație ce mai degrabă ne lasă impresia că suntem la județ, în competiția sătească, nici măcar nu au fost jucătorii care să umple rubricele din raportul de arbitraj din dreptul celor de la Iași, nici Chindia nu asta mai bine, abia a reușit să strângă 18 fotbaliști în condițiile în care Mariana Ioane și Laurențiu Corbu au fost depistați cu noul coronavirus. Acum sunt carantinați, să sperăm că nu va mai apărea încă un caz. Dacă va veni și un al treilea caz, atunci va fi declarat focar COVID la Chindia Târgoviște, iar lucrurile vor degenera puțin și s-ar putea să nu jucăm iarăși meciul cu Dinamo. Pare un blestem ca echipa din Târgoviște să nu poată susține meciurile împotriva celor din Ștefan cel Mare. Un meci care ar trebui să se joace fix peste o săptămână, luni, pe 31 august, de la ora 21. În aceeași etapă a ligii întâi, FC Argeș și cu FC Botoșani a fost 2-3, Șep și Universitatea Craiova 0-1, Astra FCSB 0-3, Academica Clinceni CFR Cluj 1-2, Viitorul Constanța UTA Arad 1-1. De la această oră se joacă voluntar cu Gazmeta Mediaș. De la ora 21 avem ultimul meci al etapei Dinamo cu Hermannstadt. Tot astăzi a fost stabilit și programul ligii a doua. Nu avea reprezentante, doar la Liga 3 a două reprezentante, Flacăra Mureș și FC Pucioasa, mai nou CSS Târgoviște, asta întrucât Roberto Ziduri a declinat invitația Federației de a evolua eșalonul terț, întrucât era oarecum dezavantajată de acel protocol medical, protocol ce implică niște costuri pe care probabil formația din Ziduri nu a reușit să și le asume. Să mai spunem că în acest moment DSP va relua testarea la nivelul lotului Chindiei Târgoviște, la nivelul organigramei. Foarte probabil miercuri va avea loc această retestare. Să sperăm că testele vor fi ok. Le dorim multă sănătate celor doi jucători, a Ioane și Corbu, fotbaliști care în acest moment sunt carantinați. Thomas Diaz și Rareș Pop sunt singurele transferuri. Până în acest moment s-au promis și altele. Le așteptăm. Thomas Diaz, o rezervă venită de la Șep și Sfântul Gheorghe Rareș Pop, un portar tot la fel o rezervă de la Universitatea Cluj, pe care l-a tot împrumutat prin zona Ardealului. Ce ar mai fi de spus, conform GSP, Chindia acumulează datorii de 200.000 de euro la nivelul Ligii 1 pentru anul 2019. Vom discuta despre Chindia Târgoviște, vom aborda și subiectul sponsorizărilor, care din păcate în acest moment nu prea există. A promis că vine în studio alături de noi omul de afaceri Cătălin Mișu, implicat financiar la Chindia Târgoviște, dar în sezoanele în care formația de sub turn activa în ligile inferioare. Domnul Mișu, vă spun bună seara, bine ați revenit la Bună Sport seara Show. și mulțumesc de invitație. Oricând, cu mare plăcere. Vă tot așteptam aici în studio pentru că am ceva întrebări pregătite. Ați evitat așa, ați ocolit anumite răspunsuri, ați promis că le veți oferi și acum v-am încolțit, nu vă mai las până nu spuneți tot. Cu drag. Ce să mai, Chindia a scăpat de retrogradare. Da. Primărirea numărului de echipe a fost acel baraj cu CS Mioveni, 2-0, 1-1, a rămas în Liga 1. Din păcate a debutat nefericit la Iași. Să ne focusăm puțin pe sezonul 2019-2020, un sezon afectat oarecum și de pandemie.
Trec în linie, cum vedeți dumneavoastră, pentru Kindia Council, am reușit întrucât s-a reușit evitarea retrogradării, adică îndeplinirea obiectivului, cum necum statistica așa, așa arată, istoria asta reține, sau un sezon mai degrabă dezamăgitor. Aici argumentele fiind, venim pe partea că echipa totuși s-a degradat pe parcursul play-out-ului, a terminat ultima în Liga 1, a pierdut foarte multe meciuri, inclusiv în deplasare pe linie. Eu v-am spus din iarnă, nu știu, am avut mai multe premoniții care s-au adeverit între timp. Nu putem să catalogăm un sezon reușit, nici cel puțin, sau cum ați noastră, mai puțin sau dezamăgitor. Eu consider un sezon catastrofal. Din moment ce termin pe ultimul loc, la o diferență mare. Dacă Dinamo juca toate meciurile, eu v-am spus cu 3 sau 4 etape înainte, că vom termina la minim 6 puncte față de penultimul loc. Norocul nostru că Federația a dat acea lege pentru Dinamo și am intrat și noi în această horă. Dar nu știu dacă acest noroc va face prozeliți în sezonul actual, că nu s-a schimbat nimic. Deci nu știu dacă în ce măsură ar trebui să discutăm de sezonul trecut, pentru că e un sezon catastrofal și despre catastrofe, nu știu, discutăm, dar să nu le evităm pe viitor sau cum? Nu, trebuie discutat cel puțin, am mai multe etape. Pentru această emisiune am pregătit alte întrebări și aș vrea să începem cu sezonul trecut, asta întrucât trebuie trase niște concluzii. Nu poți să faci performanță într-un sistem profesionist cu oameni eminamente amatori și întreb asociații, acționarii sau cum se numesc, pe ce considerente manageriale a fost numit președintele? Am întrebat, întreb public. Să vină să ne răspundă. Suntem și în campanie electorală. Să vină să spune pe ce considerente, ce experiență managerială are acest om care vine și spune că numai el se pricepe. Noi nu ne pricepem. Dar de ce nu a spus în această întrebare în momentul în care a fost numit la Kindia Târgoviște? Am întrebat tot timpul. Aduceți-vă aminte și de acel proiect. Că tot ne-a spus. A defilat cu un proiect, cu un business plan. Pe cine să facă un proiect? Și totuși cu acest președinte, Kindia Târgoviște, a reușit niște performanțe. Haideți puțin, că tot aud chestia, că nu se pricepe X la fotbal, nu se pricepe. Pe considerent, acest considerent, șeful dumneavoastră, da, domnul Pristăcaru, ar fi trebuit să conducă centrul de natație, ar trebui să fie poloist în Champions League, sau nu, să fi fost poloist Nu neapărat. Să joci fotbal e una, și să manageriezi, indiferent ce, bă, e altceva. Vă dau două exemple mari și late. Florentino Perez, care, întâmplător sau nu, este proprietarul sau președintele celui mai bogat club din lume, da? Real Madrid. Știți bine, conduce un trus de construcții, grupul ACS. N-a jucat un minut fotbal, da? Îl dau și pe al doilea? Herbert Hainer, președintele lui Bayern München, care a fost CIO-ul Adidas și acum e la Bayern München de câțiva ani. A jucat la fel, un minut fotbal. Vorbim de echipa care ieri a câștigat Champions League. Domnul Ghergu, ca să-i dau și numele, ar fi în stare să le spună și acestora: domnule, nu te pricep la fotbal. La tupeul pe care îl are și la obliznicia pe care o are, ar fi în stare să le spună. Să-i spună lui Hainer: domnule, ce domnule, n-ai jucat fotbal, nu te pricep. De ce vorbești? A, că ai câștigat un Champions League ieri, asta e, sau... N-am înțeles acea comparație cu Ciprian Prisegaru, cu bestul este neanatat, un manager e un manager bun, dar pe considerentul actualului președinte poți să conduci un club de fotbal doar dacă te pricepi la fotbal, adică dacă ai jucat fotbal. Păi, adică cum, un centru de natație nu poate fi condus de un manager? Trebuie neapărat să fii jucat polo sau cum? Eu nu înțeleg chestia asta, nu știu, sunt niște aberații, v-am spus. Deci omul, acest președinte de la Kindia, e de... Ar trebui să fie un avantaj că ai venit din iarbă, că ai fost un fenomen. Păi, da, sunt două lucruri total diferite. Vă întreb ceva, dumneavoastră, când vă duceți la un stomatolog, da? Vă duceți la cineva care are o patalama, o diplomă, ce? Nu vă duceți la un dulgher, nu? Adică dacă în medicină se pedepsește conform codului penal, da? Lucrul sub o altă... Știți la ce mă refer, da? Așa. De ce nu putem extrapola și în fotbal? Adică, dumneavoastră, spuneți că totuși Kindiei lipsește un manager... Păi, întreb încă o dată. Păi ce considerente manageriale, ce pregătire managerială are acest om? Ce pregătire? Păi ce a condus el? Vă rog să... Eu vă spun în momentul ăsta... Vă rog să afișați numărul de telefon. Sunt 100 de persoane în orașul ăsta, cel puțin 100 de manageri, care pot să conducă acest club. Sunteți dumneavoastră convins?
Da, și credeți că ar conduce mai bine decât... Știți care e problema fotbalului nostru? De-aia suntem unde suntem după 30 de ani de aia. Că am pus, așa zici, foști fotbaliști, i-am pus în funcție de conducere. Știți? Le-am dat butoanele. Cum e posibil un om să aibă acces la milioane de euro? Milioane de euro sunt la dispoziția lui în condiția de nu are o pregătire, chestia asta. Și eu am întrebat pe lumea, domnule, să mi se spună. L-am întrebat pe Răzvan, pe Burleanu, acum un an. Știți ce a făcut? Mi-a zâmbit. Dar era problema lui Răzvan Burleanu, faptul că Marcel Gheorghiu e președinte la Chindia? Domnule, l-am întrebat pe ce considera la fel. Pe aia, bine, într-un cadru amical, mi-a zâmbit. Nu mi-a dat un răspuns. Întreb și eu, acționarii, asociații, care sunt considerente? Pe ce considerente? Nu că a jucat fotbal, că a jucat fotbal mulți. Europa colegi, să afișez numărul de telefon afișat pe ecran. Poate dorește cineva să intervină, președintele Marcel Gheorghiu, dacă se consideră deranjează. Nu mă pune să auziți cu oamenii. E dreptul dumneavoastră dacă dorește să intervină. Eu nu pot să rezonez cu oamenii care au în cultură enciclopedică. Domnul, vorbind de cărți, de bucate, de carte, de telefoane, cu alte cuvinte. Dumnealui se consideră deranjat, are un drept la replică. Okay. Vă rog să aveți un număr de telefon afișat pe ecran. În condițiile în care Marcel Gheorghiu dorește să intervină. Pe teme de management, oricând îl provoc, inclusiv pe teme de management sportiv, oricând îl provoc la o discuție liberă. Și totuși cum a reușit Chindia să promoveze cu Marcel Gheorghiu în Liga 1? Omul a fost impus, a fost o echipă acolo, știți bine cine a crescut acea echipă, s-a format, spun sincer, dumneavoastră, dacă erați președinte, echipa promova. Puțin noroc, haideți să fim serioși, că nu sunt intrăm în alte discuții și parcă n-aș vrea să coborăm nivelul discuțiilor. Aia a fost Liga a doua, în fine, ce vreți să vorbim, încă 10 ani, haideți să vorbim dacă retrogradam, ce s-a întâmplat? S-au cheltuit 4, 5, 6 milioane de euro, dar ne duceam de unde a plecat, nu? Ce am stat un an în care nici n-am jucat acasă, stadionul e cum e, nu mai... Știți bine, nu fac politică și nu vreau să mă duc într-o sferă a... Bun, haideți să venim în prezent. Cum vedeți dumneavoastră campania de transferuri a Chindiei Târgoviște? Pe care transferuri? În primul rând trebuiau să fie abordat jucătorii care au plecat, da? Au plecat jucători buni, trebuiau să fie, trebuia să ne gândim, dar dacă distins, onor conducerea, s-a gândit că noi vom retrograda și n-are rost să mai discute cu ei, i-am pierdut. Credeți că trebuia pierdut un jucător cum e Bic? Vă întreb. Da, acolo situația este mai specială. Bic era un jucător, e proprietatea Universității Craiova. Universitatea Craiova l-a inclus într-o altă tranzacție. Dar se puteau, probabil și aici se puteau face discuții, putea fi... Domnule Reluăm, v-am spus în iarnă, toți jucătorii care au venit la voluntari puteau fi aduși de către Chindia. Puteau fi aduși de către Chindia, dacă avea cine să-i sune. Păi cine să-i sune? Ce relație are acest președinte? Hai să-l numim președinte, că nu, dacă a fost pus de alții acolo și a rezonat cu ei, hai să-l numim totuși președinte, poate că n-are nicio treabă cu meseria asta. Domnul Mișo, domnule, sunt curios și cred că la fel și suporterii Chindiei Târgoviște. Domnule, de ce s-a rupt colaborarea contractuală, parteneriatul acesta financiar dintre clubul Chindia Târgoviște și firma pe care noastră o manageriați, o patronați, în condițiile în care Chindia chiar are nevoie de susținere privată? Dumneavoastră a fost acolo sponsor prins la Chindia în Liga 2, probabil și în Liga 3, nu vreau să vorbesc neacoperit, și în Liga 1. Dom'le, hai să luăm cu începutul, da? Oamenii după ce s-a terminat campionatul și Chindia a promovat în Liga, au venit niște pretenții, nu știu, elucubrante să le spun așa, raportat la brandul și la locul din clasament. Adică suma pe care o cereau inițial era undeva o sumă cu care poți să te duci liniștit în, să nu zic, peste Astra, undeva cam la Dinamo, cam cât plătea sponsorul principal la Dinamo, atât au cerut oamenii. Deci oamenii n-aveau legătură cu piața, știți că... Și automat au așteptat un răspuns, am înțeles, de la alte firme, alte societăți cu care s-a nemai venit răspunsul, ne-au abordat pe noi. Am bătut palma. Ați bătut palma? Am bătut palma, da. Am bătut palma la Consiliul Județean. Am bătut palma, ne-am înțeles. Am revenit noi cu un mail la a doua zi, în care am făcut colegul meu director comercial, Romeo Arvinte, că îi dau și numele profit de această ocazie, a trimis un mail conform discuțiilor, a trimis un mail cu ce anume, o schiță, un rezumat al discuțiilor. Aia vă spun și în data de 22 august. N-am primit absolut niciun răspuns.
mailul este către AFC Chindia Târgoviște, aron@yahoo.com. În condițiile în care dumneavoastră erați dispus să încheiați acel parteneriat, în urma discuțiilor avute și la, în condițiile negociate, nu? Da. Am revenit, au tot fost tot felul de remindere, dacă vi se pare normal, vă arăt după emisiune sau în timpul emisiunii, vă arăt, se pare normal să primiți un mail. Dom'le, din bun adică simț. Ați insistat. Dom'le, din bun simț. Vă arăt, dacă dumneavoastră vedeți pe șirul ăsta, da, vedeți, uitați, colegul meu spune, există un răspuns, bună ziua, există un răspuns, nimic, după aia iară. 3 septembrie, 9 septembrie, au mai trecut 2 săptămâni și nu avem un răspuns. Mai este de interes această colaborare? Am vrea să ne dați un răspuns oricare ar fi acel. Pentru a clarifica situația și a înlătura această stare de incertitudine. Cu stimă, adică... Bă, vi se pare normal? Într-un mediu... vi se pare normal ca noi să insistăm cu mail-uri? Într-un sistem privat nu există așa ceva. Dar într-adevăr nu este un sistem privat, sunt bani publici. Cu bani publici fiecare face ce-l taie capul, ce-l cum îl doare. Cum... Să știți că emisiunea este foarte urmărită, chiar și în mediul online. Cred că sunt cifre record pentru să mă contrazic ca cineva. Eu am probele, știți? Eu nu vorbesc pe bani. Inclusiv. Puteți oferi sume? Nu știu, dar vorbim de ceva ce nu s-a îndeplinit. Deci am bătut palma. Ulterior, la 2, la 3, la 4 săptămâni, nu știu, domnul actual președinte, da? Acest vremelnic încă președinte, da? A venit să spună că ne propune o variantă, eram pe la Guler, nu știu, pe la, unde am eu, Batista, nu știu, pe acum, așa, nu, scuzați-mă, eu n-am văzut. Asta dorea sponsorul principal cu expunere pe piept. Da, așa am convenit, așa am bătut palma. Sunați-l pe Alin Manole să vă spună, să vă confirme. Vicepreședintele Consiliului Județean. Sunați pe președintele Consiliului Județean să vă confirme, că am fost toți la acea discuție. Da, domnul Oprea. La suma solicitată de Chindia Târgoviște? Am convenit o sumă. Oamenii au cerut o sumă, noi am fost de acord și am spus ok, haideți să discutăm detalii. Ce vrem pentru suma aia? Că și noi venim cu niște lucruri, nu? Pentru suma aia. Și am plecat. Superioare cele de la Liga 2. Mult superioare. Mulțumesc. Și apropo, haideți să... Ce condiții ați spus? Haideți să rezumăm și... condiții la... Nu e chestii, nu mai să... Nu, gândiți-vă. Vi le arăt după emisiune, nu sunt chestii, nu sunt... Adică, ați încercat să vă impuneți oameni în club sau... Nu există nu așa ceva. Haideți să lămurim și ce a zis domnul acest vremelnic de noi, că au fost sume derizorii. Păi, domnule, sumele alea, omul a venit, le-a propus, s-au negociat și le-a semnat. Păi dacă aceste sume au fost derizorii și el le-a acceptat, înseamnă că el e un manager prost. Nu? Dacă nu el le-a acceptat, cum poți să vii după un an sau după doi, după trei, să spui ceva ce tu ai propus, s-a convenit, ai semnat, să vii după aia să spui, domnule, păi au fost sume derizorii. Păi înseamnă că el semnează contracte derizorii. De ce mai e în funcție dacă sumele sunt derizorii? Păi nu. Într-un mediu privat nu mai avea. Despre ce vorbim? Și vine și spune că nu știu ce, păi e ușor să vorbești pe banii altora. Să vorbească pe banii lui. Să spune el ce bani a băgat el în fotbal. Nu, el doar a luat. Dar a luat din fotbal. El n-a băgat un leu și nu o să bage. Nu mai vorbim la nivel de relații, că e râde lumea, vă spun pe înțeleg. Când a spus Cornel Dinu ce a spus de el, apropo de legume și de zonă de legumicultori și că a trebuit asociații sau cine sunt să pună un om cu experiență și un om cu anduranță și un om cu aia lângă el, să știți, Cornel Dinu nu. Păi și Cornel nici ăla nu se pricepe la fotbal. Ok, da, probabil... nici unul nu ne pricepe, domnule. Nivelul discursului a fost un pic domnule, dar chiar așa nu ne pricepe. Nici unul nu ne pricepe. Păi fi fost dur. Asta e Cornel Dinu. E un tip savuros, nu? Să-l respectăm, e simbolul orașului acesta. Da, chiar așa nimeni nu se pricepe pe președinte. Emul spus simbolul orașului. Ok, nu... E cetățean de onoare al municipiului Târgoviște, dar Emul spus simbolul orașului. Păi orașul are alte simboluri, chiar și umane. Ok, da. E o părere. Vă respect. Deci revenind la... Bă, nu poți să vii să spui să... Bă. Ok, ați văzut vreo echipă în Liga 1? De când e Liga 1, de când e formatul acesta cu play-off sau play-off, să aibă doi sponsori, Consiliul Județean și Primărie, dați-mi și mie adică urmăriți poate la fel de, poate chiar mai bine, să mai la fel nu, nu cred. Eu n-am văzut așa ceva. Deci tu ca președinte, politica ta de a duce a sponsorului e zero. De moment ce tu pui, deci asta e o ultimă variantă, pui Primăria și pui, inclusiv Valeriu Muraru, când el era rapid, i-am spus domnul Valeriu, domnule, nu mai puneți Azuga, Water sau îi dau da, și numele, ok? Pentru că e firma dumneavoastră. Căutați un sponsor, să vă dea oricât. Să vă dea oricât, pentru că, normal, sunt niște bani care vă intră. La asta nu o să intre în bugetul rapidului. Și mi-a zis, domnule, să știi că ai dreptate. Dar acolo era discuția mai facilă, pentru că omul venea și e din mediul privat. Aici e mai greu ca să rezonez cu...
cu acest președinte. Iar mă pune să vorbesc de el. Facem... Domnul Mișu, cu banii pe care Chindia ar fi obținut din urma unei sponsorizări cu firma pe care dumneavoastră o patronați, probabil că și-ar fi permis să aducă 2-3 jucători de valoare, nu? Jucătorii de valoare se puteau aduce. Auziți, întâmplarea face sau întâmplarea face. Să știți că am multe relații în acest fenomen. Vă spun că Chindia a avut un buget comparabil celor de la Gazmetan. Luați-l pe Mărginan la telefon sau vă dau eu numărul lui Edi Ordănescu și dumneavoastră amintește. Luați-l să vă spună, Edi, cât a fost bugetul lui Gazmetan. Uitați-vă unde a jucat Gazmetan, da? Cu același lot. Nu vorbim de viitorul. Viitor, ok, e o școală, o academie, așa. Gazmetan un lot mult superior, Chindiei. Gazmetan un lot mult superior. Dar la bani, vă spun, Botoșanu, să știți, nu zâmbiți, Botoșanu a avut un buget asemănător Chindiei, să știți. La fel, vă dau numărul proprietarului sau unul dintre proprietari, domnul Istime, să vă spună câți jucători au depășit acea barieră de 4.000 de euro din lotul Botoșanu. Deci nu mai vorbim de aici, că aici a fost un buget îndestulător. Chiar și la nivelul antrenorului, salariu foarte mare. Pe Renic avea un salariu inferior la Iași lui... Viorel Moldovan a fost în primii 4 antrenori din țară ca nivel salarial. Dar într-adevăr, dânsul a zis că nu, pentru el nu banii sunt importanți. Eu am spus de aici, poate că aici de aici s-a rupt și ceva între noi, pentru că, domnule, dacă ai, cât ai, da, putem să dăm sume? Da, vă rog. De la 3.500, dacă ai 3.500 la Liga 2 și spui că pentru tine nu banii sunt importanți, păi de ce ceri 8.500 la Liga 1 și primești? Nu mai bine cer, nu știu, cei 5.000, îi înfășori într-un bonus de 60.000, 5 ori 12, 60.000 și ceri în caz că scap de retrogradare, poți să ceri 100.000, dacă nu banii sunt importanți. Se vorbea că și dumneavoastră ați contribuit la salariul lui Viorel. Nu comentez aceste sume și oricum sunt chestii trecute. Confidențiale, și... contractuale, clauze. Și deci problema nu e cu cât venea compania pe care o conduc. Problema e că alături de compania pe care o conduc veneau și alții. Dar nu poți să stai să joci cu primăria așa, ce se întâmplă? Vin mai multe click-uri pe site-ul primăriei dacă sponsorizează, adică nu înțeleg fundamentul ăsta. Da, poate ca președinte, a fost o alegere poate neinspirată, aici tu echipa din fruntea, băi, bine că oricum nu e o echipă, hai să fim serioși, că nu e. E un om care e pus de alții să fie la butoane, un om care răspunde la comenzi, că ăsta e meritul cel mai... Chiar e o acuzație. Ce? Că răspunde la comenzi. La comenzile cui? La comenzile celor care l-au pus acolo, nu? Nu cred. Nu cred că asociații s-au impus la Chindia foarte mult. Probabil că ar fi trebuit să o facă, dacă vreți o părere. I s-a oferit credit total managerului, domnului Marcel Ghergu. Marcel Ghergu care nu mai numiți manager, domnule, că spuneți și mie că-s medic, nu? Domnule, președintele clubului. Păi nu, spuneți și mie că-s medic, că și eu sunt medic, nu? Și eu am o universitate, dar... președinte executiv al clubului Chindia Târgoviști. Numim manager. Pe cum să numim manager? Manager, e managerul clubului. Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară și devenim alături de domnul Cătălin Mișu. Societatea comercială Vădan Târgoviște cu 25 de ani de experiență oferă totul pentru casa ta. La noi găsiți mobilier modern adaptat cerințelor dumneavoastră, executat la comandă, canapele, colțare și fotolii cu design modern, țesături Sofia, o colecție nouă ce se remarcă prin vitalitate și eleganță. Oferim consultanță gratuită în alegerea designului, transport și montaj gratuit, vânzare în rate. Vă așteptăm în showroom-ul din Târgoviște de pe strada Gimnaziului numărul 18 de luni până joi între orele 8 și 16:30 și sâmbătă între orele 8 și 12. Restaurant Casa Gurmandului de tip autoservire cu bucătărie românească vă așteaptă cu meniul zilei la numai 13 lei și meniul gurmandului Mănânci cât poți. Un concept culinar rar întâlnit, mult, bun și ieftin, dedicat celor cărora le place să mănânce diversificat. Dacă nu ai timp să treci pe la ei, vin ei la tine acasă cu meniul zilei în cel mai scurt timp. Restaurant Casa Gurmandului vă stă la dispoziție și pentru organizarea evenimentelor, precum nunți, botezuri, majorate și alte petreceri private, cu un meniu bine ales și la super prețuri.
Salonul Avenue D din Târgoviște oferă cele mai noi și revoluționare tratamente de remodelare corporală și rejuvenare facială. Rezultatele apar chiar de la primele ședințe. Salonul are personal specializat în aplicarea noilor tratamente și aparatură de top certificată internațional, precum aparatul depilare definitivă cu laser Depilite Pro, capsulă spa, sculptor spa, radiofrecvență premium și crioradiofrecvență pentru eliminarea celulitei, aparat Regenix, cel mai puternic aparat non-invaziv de lifting a feței și reconturare facială, aparat radiofrecvență premium pentru reducerea bărbiei duble și a grăsimii localizată în partea inferioară a feței. Avenue D oferă și servicii excelente de manicură-pedicură. Programați-vă chiar acum la numărul de telefon 0760-263-282. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine. Pentru zilele toride de vară, piscina restaurantului este cadrul perfect pentru a petrece o după-amiază cu prietenii sau pentru petreceri în aer liber. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, piscine, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, t'amerò. Vinerea e zi de friptură. Nu, nu. Nu azi. Dacă cineva pune pe altcineva la dietă, aștept și 2 săptămâni pentru o zi de vineri. La tine acasă cum e? Până ne spui, noi avem deja totul pregătit cu tigaie Schmitter la 19,90 lei. Carrefour. Uzina mecanică Mija S.A. este o unitate de mari dimensiuni, înființată în anul 1938. Un punct forte al societății este acela că reușește să utilizeze capacitățile de producție speciale și pentru produsele cu caracter civil. Uzina Mija produce și comercializează mini-tractoare MT-12DM pe roți, destinate să execute diverse lucrări agricole și de transport ușoare, împreună cu utilajele proprii, și motopompa M1000, destinată să execute diverse lucrări, ca de exemplu irigații, existând posibilitatea de a fi folosită cu succes și în cazul inundațiilor. Am revenit în direct la Sport Show alături de domnul Cătălin Mișu, om de afaceri implicat financiar la Chindia Târgoviște în sezoanele trecute. Curg întrebările adresate domniei sale. Începem cu una de la Câmpul Lung. Domnul Mișu, vă întreabă cineva dacă este adevărat că trebuia să sponsorizați echipa de fotbal din Câmpul Lung, mai precis Academia Mușcelul Câmpul Lung. Domne, este adevărat. Domnul prietenul meu, de fapt, Emil Dică, a condiționat venirea ca antrenor principal în acest oraș de prezența noastră, ca și sponsor sau de intrare în acționariat.
Numai că nu știu ce s-a întâmplat, credeți-mă că au negociat colegii mei din staff, nu sunt la curent și nu pot să vorbesc despre ce. Nu știu din ce cauză nu s-a reușit o colaborare. Asta nu înseamnă că nu rămâne de interes. Mai sunt și alte cluburi cu care ați negociat sau alte cluburi interesate să intre într-un parteneriat financiar cu firma dumneavoastră? Da, mai sunt. Mai e, dar depindem de rezultatul alegerilor din septembrie. Cluburi din Liga 1, din ligile inferioare? E vorba de Rapid. Serios? Da. Da, interesant. Haideți să mai parcurgem întrebări. Revin cu întrebarea dacă președintele clubului, Marcel Ghergu, dorește să intervină în această emisiune, să aibă un dialog cu domnul Cătălin Mișu, poate face apel numărul de telefon afișat pe ecran. Daniel Lupașc spune, la FC Chindia, bineînțeles că se bate monede pe forța financiară slabă a clubului, care răspunde la situația precară a rotului și pentru a explica rezultatele slabe. Întrebarea este ce face managementul pentru a găsi soluții, adică jucători buni care să nu spargă banca. E una dintre ele. Pe care management? Mai devreme am discutat. Ce face? V-am spus, adresați-mi mie cu doctor. Când vorbiți de managementul Chindiei, mie spuneți-mi doctor, Cătălin sau cum vreți să mă denumiți. Ce face managementul pentru a suplimenta bugetul și pentru a găsi parteneri? Nu face nimic. Ce să facă? Pe care management? E o singură persoană acolo care conduce. Ce face departamentul de scouting al clubului? Există așa ceva? Nu știu, dumneavoastră poate știți mai bine. Care scouting, care scouting? Ce face departamentul de marketing al clubului? Care marketing? Suntem la Stan și Bran. Ce face șeful Academiei sau al Centrului de Copii și Juniori? Păi nu știu. Cine este? Păi nu știu, abar n-am, nu știu. Dacă nu mă înșel și e posibil să nu mă înșel, cred că e Irinel Vori. Posibil. Ce face departamentul de relații externe al clubului? Să o dăm pe tendență. Dar cel de protocol, face cineva ceva la Chindia? Da, incredibil. Să dăm pe... Ăsta e rezultatul unui proiect, așa zisul proiect ăsta, pe care era definit, structurat, pe nu știu câți ani, cât nu e posibil într-un mediu privat un proiect care nu are o finalitate într-un an, în doi ani, să convergă către ceva și păi mai era în funcție de aia. Omul cheltuie milioane de euro, s-au dat milioane de euro și se comportă ca stăpânul inerelor. Dacă a văzut filmul, dar ați convins că n-a văzut filmul, dar e pe YouTube și poate să intre. Bun film, mie mi-a plăcut. Da. Sincer o spun. Mai sunt aici reacții. În fine, unii spun să vă implicați la echipă, alții contestă conducerea clubului. Dom'le, alături de conducerea actuală nu se va implica nimeni aici. Nu se va implica nimeni, că dom'le, au fost niște parteneriate financiare, chiar și la Liga 1. Cine să mă implic? Cu Marcel Ghergu, președinte? Păi aș fost implicat cu Marcel Ghergu, președinte, și la Liga 2. Dom'le, au fost alte conjuncturi, a fost aia, dar discutând de Liga 1, discutând de mediul profesional. Domnul Costin, eu vorbesc 6 limbi străine. Cum să rezonez cu o persoană, v-am mai spus eu de dumneavoastră, dar are o incultură enciclopedică. Cum să... Nu, e doar... Are și... Stai, respectați-mă, Marcel... asta e opinia mea. Eu demonstrez oricând, că e un om incult. Când vrea el, îi demonstrez. Când vrea el, într-o discuție, discutăm. Pe lângă subiectele de management, discutăm. De nu e un om incult. Haideți să fim serioși. Până la urmă, președintele clubului Chindia a obținut niște rezultate. Dar stați puțin, domnule, să fii incult... Domnul meu, are un discurs decent, nu puteți spune că e un analfabet. Dar n-am spus că e un analfabet, dar să fii incult nu e un lucru grav. Nu e să fii incult. N-ai o cultură vastă, care e problema? N-ai auzit de Kafka, n-ai auzit de Balzac, n-ai auzit de Dostoevski, ce o problemă dacă n-ai auzit? Poate ai auzit. Păi auzit, dar auzit după la, nu știu, Fiștin, Pifra, Han sau ce mai era pe vremea dânsului, nu știu, dar... Da, dacă domnul Marcel Ghergu dorește să intervină, o poate face, avem număr de telefon afișat pe ecran. Domnul Mișu, dumneavoastră, la un moment dat ați avut o intervenție telefonică interesantă în care a spus că iarna trecută ați propus așa sau ați sugerat, nu știu, nu mai rețin termenii fix, un președinte, schimbări la Chindia, soluții, parteneriate, n-am înțeles foarte bine, dumneavoastră n-ați fost foarte elogvent în acest sens și aș vrea să lămuriți, dacă doriți. V-am spus că după, n-am vrut să pun presiune suplimentară nici pe structura administrativă a clubului, nici pe... am spus că după ce încheierea campionatului o să lămurim. Deci eu am propus două nume de președinți cu care am vorbit cu amândoi erau dispuși să vină,
Ați vorbit dumneavoastră... Nu, eu am discutat cu ea și vă pot spune... Ați avut, să zicem, un gir, un acord, un mandat din partea asociațiilor? Lăsați-mă să-mi termin ideea. Vă rog, deci, am vorbit cu Narcis Răducan în perioada Crăciunului, pentru că situația, știți bine, că era nu era dramatică cum s-a dovedit a fi, dar în 3 ianuarie s-au purtat discuții câteva ore bune cu Narcis Răducan? Da. Asociații? Da. La Târgoviște? Da, da. La mine în casă. Da? 4 ore numai. Da? Ce s-a discutat, ce nu s-a discutat, nu mai știu, pentru că eu la un moment dat m-am și retras, am zis că nu e mai... Dar vă pot spune numele antrenorului care venea. Da? E vorba de Edi Ordănescu. Deci Narcis Răducan a avut o înțelegere cu Edi Ordănescu, ei fiind prieteni foarte buni, și urma ca Edi, știți bine, că n-a fost mulțumit la Gaz Metan, locuia în niște condiții la stadion, la, în fine, acolo nu se dorea, era o echipă în insolvență, nu știu dacă a ieșit între timp. Da? Omul într-o lună își rezolva problemele. Bă, și venea aici antrenor. Și puteam face un proiect pe aia. Își permitea Chindia să-i aducă aici? Păi Edi venea cu un salariu sub al lui Viorel Moldovan, iar Narcis Răducan venea cu un salariu, venea pentru mine. Și chiar vă dau numărul lui în emisiune viitoare să-l întrebați. Pe ce salariu ar fi venit? Sub al președintelui actual. A, nu cred. Cine? Nu cred. Păi știți cât are președintele actual salariu? Undeva peste 2000 de euro. Da. Pe acolo, da. Păi ce peste merite iară. Nu mai reluăm, că după aia ne acuză lumea că suntem... Are peste 2000 de euro, bani curați, bani net. Da, da, da. Și ar fi venit la ce te ducam pe 2000 de euro, 2000 și ceva de euro? Domnule, m-a spus, venea în primul rând pentru mine. Și pentru ideea de a face performanță, da? La Narcis nu s-o problemă banii. Narcis a jucat în niște țări, are niște business-uri în domeniul Horeca. Narcis nu e un tip sărac, să știți. Și v-am spus, vă dau numărul lui să vă confirme. Dar cum era o chestie, un proiect un an. Da? Chiar era un proiect adevărat. Și dacă vorbiți cu Narcis, să vă aduceți într-o emisiune aici, să vedeți cam ce diferență este între Narcis și mulți din cei care conduc sau rezonează cu anumite cluburi. Mie place Narcis Răducan. Sincer, îmi place și Edi Ordănescu. Sunt două nume pe care eu le respect. Vorbind de alte lume. Dar așa e. Nu s-a vrut. Numai Narcis mă suna pe mine. La Narcis Nina a fost contactat ulterior. Narcis mă suna pe mine să mă întrebe, domne, care e treaba? Că urma să primesc un răspuns. Nu s-a mai venit. Au mai fost și alte propuneri sau acestea? Al doilea nume de președinte în cazul în care nu se... era președintele actual al Astrei. Dani Coman? Da. Dar neprimind un răspuns de la prima variantă, prima soluție... Dormișu, și credeți că e dumneavoastră care veniu oamenii ăștia la Chindia? Ce nume? Ar veni oamenii ăștia la Chindia? Cum să nu de Târgoviște un oraș tentant. Eu mai spun, Chindia nu e un turist de lux. Narcis Răducan ar fi dispus să vină acum la Chindia pe 2000 de euro? Mâine, 2500 de euro? Mâine vine. Vorbiți cu sunați-l pe primarul în emisiune și vă spuneți, mâine vine. Bineînțeles, nu poate să lucreze cu acest vremelnic, președinte, n-are cum, nu. Totuși. Dani Coman e mai greu, e prins la Astra, Dani Coman? E fixat acolo. Nu vreau, aici am nu e deontologic să dau din casă ce am discutat cu el. La asta se scoase foarte greu. Este scoase foarte greu cu proprietarul firmei și mai ales în condițiile în care banii sunt, o zi sunt bani și 3 luni nu sunt bani în conturi. Dar nu sunt mai multe pentru că nu e fair pentru relația mea cu el pe care o am. Dumneavoastră spuneați că veniți la Chindia Târgoviște sezonul acesta. Nu cu actuala conjunctură politică. Nu, și nu cu actualul președinte. Ce să fac eu cu actualul președinte? Ce să discutăm? Să discutăm ce? Adică un om care nu respectă, nu ne respectă și nu răspunde la mail-uri, eu nu pot, n-am nimic cu el, dar nu răspunde la mail-uri. Nu, e din alt film omul, e din alt sistem. Asta e chestie de bun simț, o chestie de an de acasă, să răspunzi cuiva. Dacă cineva te sună, domnule, nu-l sune înapoi, într-o oră, într-o zi, îl suni 5 zile înapoi, dar îl suni înapoi, îți dă cineva un mail. Trebuie să răspunzi la acel mail, așa e. E legea firii, nu? Domnul Mișu, totuși eu vă întreb, domnule, ce condiții a spus acolo? Poate a spus niște condiții imposibil de respectat. Ce condiții? Nu sunt condiții normale, condiții, cred că la Rapid am avut dublu condițiilor pe care le-am solicitat. Condiții normale, două benere, nu știu unde,
ce să vă zic, niște chestii. A solicitat oameni în organigram, ați condiționat... Nu, domnul meu, erau chestii legate de... Înlocuirea președintelui. Nu, domnule, n-am venit noi cu așa ceva, cu... Toate au fost condiții care au deranjat pe oameni. Domnule, și haideți să vă întreb și altfel. Domnule, două minute cu spoturile audio ale sponsorului, vi se par, înainte de meci la pauză, vi se par niște condiții, da, să apare mesajul și sigla sponsorului pe site-ul clubului, vi se par niște condiții de nerealizat, da? Să apară sigla clubului pe rețelele socializare oficiale ale sponsorului, vi se par, da? Acum depinde și suma pe care, pentru care v-ați înțeles. 50.000 de euro e puțin? 4 tichete de parcare VIP la toate meciurile. 50.000 de euro e puțin? Nu dăm sume, nu are o să vorbim de ceva ce nu s-a, oricum nu s-a mai, oamenii au cerut. Dumneavoastră ați fost un partener serios, adică v-ați respectat obligațiile financiare față de Chindia? Noi? Păi întrebați-i pe neșii, dacă noi am întârziat o zi. Și când veneau, în ziua de, erau, se onorau obligațiile financiare, dar noi nu numai cu ei, noi suntem de 26 de ani, 27 de ani pe piață, pe firmamentul ăsta și nu avem probleme cu... Adică, am spus, noi am cerut chestii normale, chestii, alții au cerut mult mai mult, dar noi am cerut niște chestii normale. Și colegii mei au structurat, au schițat, mă, și am zis că... Și nici măcar nu ați mai primit un răspuns. Nu, domnul meu, v-am arătat, nu... A fost două mail-uri, două remindere, Consiliul Județean e în copie. Vedeți? Consiliul Județean e în copie, vedeți? Colegul meu, sunt eu în copie și Consiliul Județean. Vedeți? Domnul, să arătați la cameră, vă atrași la cameră. Domnule, și eu totuși vreau să-l sun pe domnul Marcel Ghergu. Domnule, sunați-l pe cine vreți. Eu vreau să-l sun pe domnul Marcel Ghergu, să-mi, domnia lui, domnia sa, să-mi transmită dacă toate aceste lucruri sunt... Sau să ascultă o poziție și din partea domniei sale. Ce, mail-urile mele sunt fake sau ce? Nu. Vreau să văd cum a gândit domnia sa, cum... A putut să refuze că, până la urmă, e o sponsorizare, sunt niște bani. Eu sunt convins că suma a fost cel puțin 50.000 de euro. Nu discutăm de sume. Și sunt niște bani și aceștia. Am motivat că nu s-au înțeles acționarii între ei. Știți bine, era... puțin pixul, vă rog. Nu, știți bine, era un ianuarie, era campania aceea electorală. Erau două tabere în rândul partidului din care provin dânsii și nu au rezonat la mai ce, membru de partid? În fine, cine? Domnul Ghergu. Păi nu, dar susține lucubrații că PSD-ul e singurul partid care a investit bani în fotbal. Era dumnealui. Păi nu, dar susține niște prostii și a trebuit să-l tragă de mânecă cineva care... Și eu am niște păreri pe care... mi le-am asumat legate de stadion, legate de primar, legate de domnul Marcel Ghergu. Colegul meu Ionuț îi transmit pe WhatsApp numărul de telefon al domnului Marcel Ghergu, normal ar fi să... Că mi l-ați trimis mie, nu știu, vedeți. Am văzut, mi-a cerut scuze, vă rog. V-ați emoționat, sau? Poftiți? Ești emoționat. Numai în prezența femeilor frumoase. Să știți, restul așa nu mă emoționez, stați liniștit. Dar femeile, într-adevăr, recunosc că mă emoționează foarte tare. Și să-l contactăm pe domnul Marcel Ghergu. V-am lăsat, colegii, numărul lui de telefon pe WhatsApp. Bun, am înțeles poziția dumneavoastră. Și nu să lămurim încă un aspect. Haideți legate de acele datorii, că tot aud. Eu să știți că sunt un tip care întotdeauna am fost adeptul dialogului. Dar nu pot să tac în momentul în care cineva mă ia și ne ia de ceea ce nu suntem. Apropo de acele, Chindia a promovat din două ligi succesive, erau nu știu câte datorii și am auzit că nu, tot aud că primarul sau ceea, a șters datoriile, că echipa mai are datorii. Păi, domnule, din ce? Primarul a dat în banii lui personali? Nu, domnule, dar au mai fost și alți primari domnule, care, spui, vremea cărora s-au acumulat niște datorii. Domnule, dar din ce bani a dat? Nu tot din banii noștri, din bani publici? Din ce bani a achitat datoriile? Din alte bugete pe care trebuia să-i focuseze, să facă un stadion, să facă o centură, să facă... Baia mai nou a făcut, jucăm polo pe centură, la noastră în față, acolo, la centrul de natație. Păi, din ce bani a plătit datoriile? Păi, polo pe centură, asta e bine. Polo? Centrul de natație, complexul turistic de natație, ok. Da, da. Mergem mai departe. Păi o să și propunem, nu? Propunem noastră o emisiune pe aia, la trei echipe a CSM-ului, că știu că sunt două, basket, volei și... Da, era normal, mă așteptam să apară și, și postaci sub contul farței, care să vină și cu... să ne contrazică sau să ne acuze pe mine. Eu sunt Arthur, eu sunt principalul vinovat.
Pe mine trebuie să mă răstigniți, eu am deranjat, v-am spus părerea mea, Marcel Gheorghe a fost bun până la un punct. Până la un punct, poate, chiar citeam astăzi niște, să zic, discuții interesante în mediul online, pe postare de-a mea, niște articole de presă, poziții ale unor colegi jurnaliști și așa mai departe. Eu pe Marcel Gheorghe l-am susținut, o spun cu toată sinceritatea, în momentul în care a venit, am spus că, în opinia mea, o să fie un președinte mai bun decât Mugur Porumbacu și s-a dovedit a fi un președinte mai bun decât Mugur Porumbacu. Apoi, Marcel Gheorghe a reușit alături de echipa domnului să promoveze echipa Liga 1, l-am felicitat, era normal să continue acolo. A închis telefonul domnul Marcel Gheorghe, noi am dorit să luăm o poziție, să intre într-un dialog telefonic cu noi. Pentru mine, invitați-l într-o emisiune, v-am spus, eu sunt deschis, invitați pe cine vreți noastră și inclusiv dintre asociații, oricând. Le lansez la public. O să o invitație. Să discutăm concret. Da, domnule, Marcel Gheorghe a promovat inclusiv... cu timpia, însă la Liga 1 mi-am spus poziția, la Liga 1 este e altceva. E bine că nu-l mai numiți manager, da? E managerul Chindiei Târgoviște, nu mai bine, niciun fel de problemă. A spus mai devreme că e managerul președinte. Și președintele clubului, președinte executiv. Marcel Gheorghe a promovat în Liga 1, doar că aici e un alt nivel, aici este elita, domnule. Aici sunt cei mai buni și nu doar Marcel Gheorghe trebuie să fie compatibil, da, cu marea primarul performanță. La primărie, când angajează un jurist sau un avocat, angajează un cizmar, cu studii de cizmar sau nu, adică nu am găsit un jurist. Statutul clubului nu precizează că președintele trebuie să îndeplinească studii la Harvard. Cum e să n-ai un curs de management sportiv, o școală de 6 luni? De un an, de ceva? Poate are, domnule. Poate are, un antrenor are o școală și el ceva sau... Nu știu, poate are și studii superioare, eu știu că nu avea. Poate între timp și nu vorbesc de studii superioare, poate să aibă două clase, care e problema? Eu vorbesc de management, să conduci ceva, trebuie să ai studii de management. Nu poți. Pe așa, dacă așa sunt oamenii promovați în ziua de azi, dacă PSD-ul așa promovează oamenii, pentru că chiar e vremea schimbării. Deci nu se poate să promovăm oameni pe ce criterii. Am spus-o public, să vină să spună. Chemați asociația să vină să spună. Eu nu fac politică, domnul meu. Eu nu fac politică și nu o să fac, da? Eu în antiteză cu managerul. Mai eu nu fac politică, da? Eu nu sunt înscris în niciun partid și îmi permit, da? El nu-și permite. Bun, a spus că ați fi dispus să interveniți la Chindia financiar. Domnul Mișu, dar noastră, ați fi dispus în ce condiții? Pentru că totuși asociații clubului Chindia, domnule, alocă niște sume importante. Domnule, alocă din buzunarul lor? Domnule, alocă domnule, din fondul public. Domnule, se conduci pe banii altora, e cel dacă, mai ușor. Dacă nu ar aloca. Domnule, aloca oricine. Ar mai avea echipă de fotbal? Ar mai fi Chindia Târgoviște? Stai puțin, că acum cu legea nouă nu știu în ce măsură mai e. Acum e mai greu anul acesta, nu se știe ce va fi de anul viitor. Păi haide să vedem acum ce sponsorul să aducă. Că e nevoie de bani privat. Asta ați fi dispus să preluați, nu știu, jumătate plus una, ați fi dispus să investiți banii ăștia în Chindia Târgoviște? După o discuție concretă și coerentă și după o analiză, după un audit extern, după mai multe lucruri, pot să vă răspund la această întrebare. Nu vă spun acum da sau nu. Oricum pot să vă spun cu actualul manager, în niciun caz, nu avem ce să spun. Nu rezonăm, nu putem. Da. Chindia Târgoviște are în acest moment un buget cam de 2 milioane și jumătate, cel puțin prin Liga 1, în condițiile în care asociații asigură... Bani aruncați, milioane de euro aruncate, cu acești bani s-ar putea face mult mai multe lucruri. Nu poți să-i dai un om să milioane de euro pe mână, să vrea. Și tare mie că va veni Curtea de Conturi. Tare mie că după alegeri va veni Curtea de Conturi. Nu o să rămână structura asta politică, va veni Curtea de Conturi și o să vedem după aia mult mai multe lucruri. Să vedeți după aia... Ajungeți iar la vorbele mele, că v-am mai spus și acum un an niște lucruri, v-am spus și acum o jumătate de an niște lucruri și mereu am avut dreptate, nu știu cum să facem, mereu am dreptate. Dar noi nu ne pricepem, se pricepe doar managerul, bineînțeles. Bun, am înțeles, una dintre condiții ține de prezența domnului Marcel Gheorghe. Domnule, în primul rând era de bunul simț al lui să plece. În momentul ce echipa cu structura lui a avut tot bugetul după lume, mi-l aduc aminte pe domnul Stan. A zis, domnule, iarnă, domnule, să vină să mi se spună ce bani au nevoie și noi le dăm. O bilă albă pentru contextul ăsta. Adică știți că sunt un tip obiectiv, da? E, Viorel Moldovan a zis că e mulțumit în februarie de echipa pe care are, de transferul, de totea. Nu mai poți să vii tu, Viorel Moldovan, tu să vii în mai sau când a venit în aprilie, să spui că, domnule, n-am jucători, n-am transferul, echipa slabă, în momentul că tu ai fost la... trebuia să vii tu, Viorel Moldovan, spui, domnule, conducerea nu mi-a adus jucători, eu am întreprinut o listă și conducerea nu mi-a adus. Și credeți că așa a fost? Într-o discuție privată cu Viorel Moldovan mi-a spus că a trimis o listă conducere și conducerea a tăiat, că ăsta nu știu cum, că ăsta e bețivan, că ăsta e baia, că președintele nostru se pricepe foarte mult la apelativ la desată altora, știți?
Deci, Viorel Moldova totuși a solicitat niște jucători. Nu a solicitat și nu i s-au adus. Și nu i s-au adus. S-au adus. Dar v-am spus, în moment ce ai retrogradat, nu e că echipa a retrogradat, e ultimul loc, da? Dom'le, toată conducerea trebuie să facă un pas înapoi. Și acționarii sau asociați sau cum sunt, trebuie. Dacă, dacă era mediul privat, vreau să te vă întreb, l-ați mai fi ținut? Nu. Păi despre ce vorbim? Nici mediul public. Eu am spus în acest moment, cred că și are tupeul. S-ar impune o schimbare. În săptămâna când nu e retrogradat, are tupeul să vină să spună să dea nu știu cât, dă și mine, dă și în altcineva. Păi și el vreodată poate să vorbească de mine și de alți manageri de succes din orașul ăsta. Pentru realizarea obiectivului evitarea retrogradării sunt tot felul de discuții. Credeți că ar merita jucătorii să o ajungem într-o zonă ridicolă, domnule? Ce primă, domnule? Nu e ce primă, că e o pată pe aia. Oamenii spun că și-au îndeplinit obiectivul, au rămas și Ligantea, au trecut de barajul de promovare și jucătorii și trăim într-o țară în care bunul simț nu mai există, înseamnă. Cum să da? Păi nu mai suntem ancorați pe aia, ne ducem într-o frizează ridicolă aceasta. Cum? Noi terminăm pe ultimul loc. Locul 14 din 14. Deci sub noi ce mai e? Cine mai e sub noi? Anul acesta scăpăm? Nu, niciun caz. Niciun caz. Niciun caz. Să vedeți ce e cartie pe 10 etape între noi și următoarele echipă. Dacă rămân așa, adică... Eu am spus-o, v-am spus în emisiunea cu o lună jumate, v-am spus că iminenta retrogradare, când nu începuse încă play-out sau ce a fost, play-out, da? V-am spus că iminenta retrogradare va surveni în mijlocul campaniei electorale. Am avut sau n-am avut dreptate. Dacă a venit federația, nu știu pe ce facem, acum le dăm bani, îi plătim, le dăm bonusuri, nu? Nu e chiar așa. Domnul Mișu, trebuie să recunosc că multe dintre cele transmise își au rezonanță în adevăr, adică nu, nici măcar nu pot să vă contrazic. Aveți dreptate cu multe lucruri. Păi chemați, și lucruri chemați asociații să mă contrazică cu alte lucruri unde n-am dreptate sau cu ce spun. Dacă cum, să avem un dialog de idei, oricând sunt disponibil. Anunțați-mă cu câteva zile înainte și vin, fără probleme, nu m-a rezolvat niciodată. V-am spus că am un program încărcat, dar îmi sunte simpatic. Inclusiv cu asociații, inclusiv cu președintele clubului, cu... Domnul, cu președintele v-am mai spus, eu stăpânesc 6 limbi, nu? Da, ok, îmi fac, mă apuc și de gătit. Ați mai fost cu domnul Marcel Gherba aici, erau ani, mulți ani, erau alte, era echipa în Liga 3-a, știți cum e, da? Haideți să nu pretindem că suntem mai mult decât ce putem fi, știți? Că dacă se schimbă conducerea clubului, sunteți dispus să reveniți la Chindia Târgoviște? Bineînțeles, 1000%. 1000%. Deci, practic, asta e condiția noastră. Bineînțeles. Veniți la Chindia, dar cu altă conducere. Bineînțeles. Și aduc și un președinte pe banii pe care are acest manager. Dom'le, ce să vă spun, că vorbisem Cosmin Contra, dacă nu semna cu Dinamo, venea Cosmin Contra la aia, 6 luni sau cât venea aici. Pentru... Unde, domnule, să vină la Chindia? La Chindia, domnule. Domnule, sunt oamenii din fotbal, prietenii mei spun, Târgoviște, un oraș tentant, că e aproape de București. Lumea decât să ducă la Chiajna, la Voluntar, la unde să joace pe aia, preferă să vină aici. Vedeți-mă, un oraș tentant și la salariile care s-au dat. Vedeți-mă că au fost, știți mai bine ce salarii au avut. Ultimii atacanți aduși sau ce au fost. De pe banii aia veneau mulți, să știți. Voluntariul, toți jucătorii de la voluntari veneau. De ce n-a sunat Viorel Moldovan pe Hagi să-i împrumute? Sau pe Dan Petescu să-i dea pe Pașcanu? De ce n-a sunat? Ce-o fi sunat, nu știu. Și de ce să sune Viorel Moldovan? Ce trebuie să sună antrenorul? Trebuie să sună conducerea. Pe conducerea care? În ce limbă? Cum? Conducerea la ce? Păi știți cum e perceput managerul de către cei din fotbal? Vă iau odată la o masă în care o să vină 2-3 oameni în fotbal. Veniți cu mine și vedeți cam ce rezonanță are acest... Să știți că ați oferit multe informații care bulversante chiar și pentru mine. Sunt informații în exclusivitate, ați prezentat acolo niște nume, niște situații. Dumnezeu, eu vin cu probe, puteți să-i sunați. Vă dau numărul un alt Cizăducan, sunați-l și întrebați-l. Dacă eu am exagerat cu ceva sau eu am mințit cu ceva. Vă mai aștept la Sport Show, dar... Nu săptămâna aceasta, joi nu o să avem emisiune, săptămâna viitoare începe campania, foarte probabil Sport Show se va vedea ceva mai devreme, adică de la ora 17 pentru această perioadă de campanie. Domnul Mișu, vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Și eu mulțumesc. Cifrele sunt record, oamenii se uită, oamenii comentează. Acum să vedem dacă mesajul dumneavoastră cum s-a dus mesajul noastră, văd că reacțiile sunt de toate felurile, în special pozitive. Oamenii cu noastră sunt ok, cu mine mai sunt unii care au ceva tachinări, dar de pe conturi false. Bă, domnule, eu întotdeauna mi-am asumat ceea ce am spus, ăsta sunt Costin Mihai de la Sport Show, Sport Impact,
Jurnal de Dâmbovița. Vă doresc o seară bună, să ne revedem sănătoși și haideți să încercăm să facem ceva și pentru Chindia Târgoviște. Dacă cei care sunt în funcție consideră că pot să redreseze situația, să o facă. Dar, repede, în opinia mea, ar că ar trebui să vedem schimbări și la Chindia Târgoviște. Este o părere, mi-o asum cu argumente. O seară bună să aveți, numai de bine să auzim.